Duminică la Botoșani s-a desfășurat campionatul național de marș, competiție rezervată tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și până la seniori. La start au fost prezenți puțin peste 100 de marșăluitori de la 10 cluburi din întreaga țară. Printre acestea s-a numărat și CS Muscel Câmpulung, care a deplasat un lot format din 8 sportivi. Rezultatele au fost pe măsură, 7 medalii, dintre care 4 au fost de aur, 2 de argint și una de bronz. Medalii de aur și implicit titluri naționale au obținut la individual Ionuț Dumitru, juniori 1, 10 km marș și Gabriel Miloș, juniori 2, 10 km marș, iar în proba pe echipe, CS Muscel, în formula Ionuț Dumitru, Carlos Mihai Neag și Andrei Paraschiv, la juniori 1 și tot CS Muscel Câmpulung, în formula Gabriel Miloș, George Miloș, Răzvan Stolănic, la juniori 2. Medalii de argint au obținut Carlos Mihai Neag, juniori 1, 10 km marș și Petruț Ungureanu, copii 3 km marș. În fine, medalia de bronz a fost obținută de George Cristian Miloș, junior 2, 10 km marș. Iată, ne stăm de vorbă cu unul dintre sportivii care au reușit rezultate foarte bune. Este vorba de Adrian Dumitru. Cum a fost competiția? Observ că ai reușit să îți întreci concurenții. Da, am reușit să întrec concurenții. A fost o competiție destul de grea, pot spune, trasă ocupantă. Sunt fericit pentru rezultatul obținut. Mă așteptam. În afara acestor rezultate, ai obținut și altele înainte? Da, sunt de două ori campion național junior 2, vice-campion național junior 3, campion național junior 3 primul an și locul 3 la campionatul național de copii, acum 4 ani de zile. Pentru copiii care ne urmăresc și poate ar vrea și să urmeze o carieră în atletism, ce sfaturi le-ai da? Să-și dorească foarte mult și să muncească. Stăm de vorbă și cu unul dintre medaliații de la Junior 2, cu Miloș Gabriel. Cum a fost competiția? Dificilă? Un traseu foarte dificil. Am avut și pantă, un traseu de un kilometru, 500 urcare și 500 coborâre și ne-a cam încetinit ca timp. Da, pe parcurs ai simțit vreun moment că e mai greu decât te așteptai? Nu renunți niciodată? Nu renunț, da, pe la jumătatea cursei a fost cel mai dificil moment, dar am reușit să trec peste el. Așadar, prima competiție majoră, prima captură importantă de medalii pentru secția coordonată de antrenorul Lucrețiu Teodorescu. Iată-ne la stadion, stând de vorbă cu antrenorul secției de atletism de la CS Muscel, domnul Lucică Teodorescu, care a obținut rezultate cu sportivii pe care îi antrenează meritorii în zilele trecute. Despre ce a fost vorba? Duminică s-au desfășurat la Botoșani campionatele naționale de marș, unde clubul nostru a prezentat 8 sportivi, cu care am obținut 7 medalii, 4 de aur, 2 de argint și una de bronz. Da, au fost 7 medalii, mai multe decât erau preconizate sau cam ăsta era nivelul la care vă așteptați? Nu, la aceste medalii ne așteptam, copiii au confirmat performanța de la antrenamente. Câte ore se antrenează acești sportivi pentru rezultatele obținute? Deci pe zi lucrăm câte 2 ore dimineața, o oră jumătate după amiaza, deci 3 ore, 4 ore pe zi, ori 6 zile, vă dați seama câtă muncă este în spatele performanțelor acestea. Evident, a trecut un concurs, dar viața de sportiv te duce cu gândul imediat la următoarea întrecere. Care e programul de viitor? Peste o lună avem campionatele balcanice de marși care se vor desfășura în Grecia la Alexandropolis. De la clubul nostru vor participa 3 sportivi, Dumitru Adrian, Neac Carlos, care vor participa la categoria junior 1. La categoria junior 2 va merge doar Milo și Gabriel.